Foarte frumoasă. Și dansați? Ați obosit? Am obosit puțin, Păi se muncește, nu? Păi se muncește, dar se și dansează. Sigur că da. Păi n-am putut să stau niciodată locului. Și mie mi-a plăcut foarte mult dansul când am fost mică. Am și început să fac balet. Dar pentru că s-au desființat acele grupuri de balet și domnii profesori au plecat la Cluj și eu știu în altă parte, s-a desființat atunci și liceul de muzică și mă rog, am avut o grămadă de ghinioane. Nu m-am dus mai departe cu baletul și a rămas așa un vis neîmplinit. Dar să știți că am acasă o pereche de poante noi nouțe, primite din Viena de la prietenii mei și din când în când mă mai încalț cu ele așa și umblu prin casă. Greu, nu... Este greu, dar a fost un vis de-al meu. Mie, de exemplu, eu... Deci exista, cred că, altă mentalitate pentru că și a părinților vis-a-vis de copii. Pentru că, de exemplu, am făcut 5 ani de pian în momentul în care profesorul a zis părinților mei că trebuie să-mi ia pian, taică meu care era neam și era mai rigid. Așa. Eu zice, ce? Că numai anumite persoane fac. Da. A reușit la Cluj, la balet, m-a scos de acolo. Apropo, zic că nu sunteți singura cu tine. Da. Că a zis că ce să te faci balerină? Ce e aia? Ce meserie e aia? Ce e? Știți cum? Exista o perioadă în care a existat o mentalitate. Exista, Apropo, s-au desfințat. Exista mentalitate. Ce să spun? De această mentalitate greșită a avut, din păcate, repercursiune asupra maică-mi, să zic așa. Deci ea a fost topată foarte tare. Eu am avut tot concursul din partea părinților, dar nu s-a întâmplat aici pe zonă. Și fiind singurul copil la părinți, m-am gândit unde să mă duc eu, să mă despart de ei, la Cluj, la Iași, la București. Deci nu găseam nicio rezolvare. La Cluj, și atunci, școală de balet foarte... Da, la balet Clujul, doar muzica mai departe. Și atunci am zis, să fac eu un liceu oarecare și dacă o fi să fie muzica pe primul loc, tot. E, și uitați-vă că după ani tot la muzică ne-am întors. Că asta a rămas prima iubire și ultima. Da. Haideți să ce să vă mai arăt? V-am spus că... La ce? Ziceți dumneavoastră. Păi eu am aici, eu am luat niște poze că vă spuneam că m-am implicat în mai multe lucruri. Da. Am un grup de copilași care se numește Viva la Muzica. Da, asta și știm cu toți. Așa, și vreau să vi arăt că îmi sunt dragi și sunt... este ca și când ar fi ai mei. Să vedem mai puțin. Da. E bine? Deci ăștia sunt copilașii și de-abia așteaptă, deja m-au sunat. Micuți de la cei mai mici? De la cei mai mici, care-i vârsta minimă? Cea mai mică este, are 4 ani. Da. Aceste poză mai veche. Este o poză mai veche. Și mai mare acum e un pic mai mare, da. Și aici sunt pe scenă. Da, acolo sunt pe scenă la Zărnești. Era un spectacol și asta vreau să vă spun că ce înseamnă efortul și dorința părintelui de a face din copil ceva. Tocmai aceste eforturi de a merge cu ei, eu știu, hai că Zărneștiul e la 22 de kilometri de Brașov, dar am fost și la Făgăraș, am fost la Constanța unde am avut tot acest grup care a jucat într-un film pentru copii, într-un musical anul trecut. Și ce să mai... Asta, părinții sunt cei care trebuie să susțină financiar. Copiii își doresc foarte mulți. Nu toți ajung, din păcate, să facă ceea ce își doresc. E, și aici tot am venit la... N-au posibilități. Sigur, n-au posibilități sau, efectiv,
și negativele costă, și înregistrările costă, așa, și o ținută de scenă costă. Noi am încercat, de aceea am făcut tricourile acestea inscripționate, să cheltuim cât mai puțin pe ținută. Pe ținută, sigur că da. În schimb, eu ce să zic, sunt foarte mulțumită de ei. Ei evoluează și singuri, nu numai în grup. Deci grupul este așa, noi ne pregătim individual cu fiecare. Și au câștigat și prin țară la festivaluri și așa mai departe. Dar ne place să ieșim ca grup. Am făcut o melodie, am compus o melodie pentru Brașov, Bună seara Brașov, un videoclip foarte frumos pe care l-au făcut tot cei de la o televiziune locală de aici. Mă rog, și ne mândrim și cu acest festival, că până la urmă ei au fost cei pe care i-am pus la bătaie, ca să zicem așa, în programul, primul program muzical al festivalului din prima ediție. Domnul Pavelescu ne-a dăruit un cântec, un cântec care are versurile foarte frumoase, versuri făcute de soția dânsului și le mulțumesc tare mult. Cântec pe care acești copii l-au învățat, l-au înregistrat și este practic cântecul festivalului. Da. Mai avem cu ei, acum nu știu aici dacă nu se repetă poza, este un DVD, am făcut un spectacol. Sper să se vadă care... Da. Un spectacol la Reduta. Cește, nu știu dacă se vede. În cadrul zilelor tineretului, parcă așa se intitula. Da. Și noi am numit programul nostru de oră Copilăria în cântec și dans. Și ce să zic, sunt mândră de ei pentru că așa cum sunt au piese de grup și cât îi vedeți suntem, nu știu dacă anul ăsta 15 cred că am rămas, 15 copii, am făcut o oră jumătate de spectacol în care sala a fost plină și a stat și bănuiesc că n-au făcut plebe, cum fac unii soliști. Nu, deci eu i-am obișnuit să cânte în primul rând în limba română și în al doilea rând să cânte live, pentru că vă spun sincer că și eu la începutul carierei am cântat numai live. Pentru că este înveți cântând live și organismul se obișnuiește cu acel efort, nu? Sigur. Dacă faci playback, păi, la un moment dat obosești, nu? Că rezistența necesară. Plus că este o, cum să zic, e o atenție mult mai mare atunci când faci playback. Bun, se știe, știu cu toții că se face playback la nu știu care emisiune, că nu sunt... Se face, deci se practică, pentru că asta este. Dar în momentul în care faci playback, atenția trebuie să fie dublă. Deci când cânți live, cânți ce vrei, cum vrei, simți piesa de fiecare dată. Și transmiți mai bine, comunici mai bine cu publicul decât... Eu le spun și la soliștii, nu știu dacă la dumneavoastră soliștii de muzică populară, că vin, fac playback, dar eu le spun mai pe așa, nu vin la spectacol, îmi iau un CD și mă duc și l-ascult acasă, stau în pat și îl ascult fără să, nu? Te duci acolo în spectacol. Și aici mă laud cu copiii mei de la Liceul Iohannes Honterus, acesta este corul pe care îl conduc. Și sunt două lucruri minunate. Mulți. Odată un bal de binefacere. Aici de Crăciun. Acolo este de Crăciun tot un bal de binefacere organizat de primărie. Și am fost și noi invitați. Da. Frumos. Așa, iar cealaltă... Poate mă invită și pe mine vreodată primăria cu copii din Asociația Culturală. Cealaltă este la un bal de binefacere. Nu știu de ce, că eu n-am făcut rău la nimeni, dar nu știu de ce sunt. Lipsa de promovare. Și apropo de dumneavoastră, că nu mă chemați niciodată acum ca să vă pârăsc. E, acum știm. Eu n-am știut că pot să vă chem și că și răspundeți. Eu am avut niște... Eu am făcut acea asociație culturală, s-a văzut? Să vă spun, numai cu soliști de muzică populară, că la asta mă pricep, cu copiii pe care eu cât știu să le dau cam și muzică și încerc să-i facă să cânte numai muzică autentică, de să nu facă rabat la calitate și să cânte în direct. Dar ce s-a întâmplat? Așa, și... din păcate, ori nu sunt eu bună la afacere, am zis, ori nu știu să, nu sunt destul de înfigăreață și cu tupeu să mă duc să-i spun, dar o singură dată am fost chemată într-adevăr și am primit felicitări anul trecut la Colinde, pentru că am spus că e un CD-ul de Colinde și a ieșit foarte frumos, scrise de mine, culese de mine din țara Făgărașului, aveți la centru. Da, și am avut câteva fete care cântă, am câteva fete care cântă foarte frumos. Nu știți ce se întâmplă? Vreau să le promovez, mi este milă de ele, pentru
că nu au bani, știți? Da, da. Și sunt copii și am câțiva care doinesc foarte frumos și în ziua de azi puțin doinitori sunt așa, de la natură înzestrați, ca să spun eu. Doinitorul numai de la natură poate fi înzestrat, exact. Pentru că a cânta doină nu te poate învăța nimeni. Da, 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 da. Poate să te învețe niște elemente de tehnică sau de frazare, dar a cânta efectiv, deci tehnica... Fetița aia din brad, care bine a fost și a puțin cu vocea în schimbare, dar care doinește extraordinar. Am auzit-o, e ca fetița mea. Da. Da, nu, eu zic că nu sunt răută. Știți ce se întâmplă? Eu, organizând foarte multe evenimente, acum, în ultimul timp, am spus de dumneavoastră. Am dat de foarte multe, foarte multe greutăți, să știți. Și de foarte multe, cum să spun eu, piedici, puse din partea unora sau altora. Cu ce scop, dânsii știu, pe mine nu mă interesează, că eu am foarte mult de lucru, n-am timp să mă ocup de răutăți. Da, da. Prima răutate a fost că îmi scot copilul la înaintare. Păi am zis, domnule, chestia asta cu nepotismul s-a purtat și se poartă peste tot. Deci haideți să ne gândim la Angelina Jolie, care este o actriță extraordinară, da? Nu. Știm că tatăl ei este marele actor John Voight, da? Dacă el nu era actor... Bun, acum ce să spunem? Că Angelina este de fapt un... Bun, poate nu este comparația... Dar nu e vorba de nepotism, fiecare... Dar eu întotdeauna am spus că sunt într-adevăr și la muzică populară, acum nu știu, la muzică oșachelesc, că vrea să cântești muzica populară, la care copii, de exemplu, fata Irina Loghi nu va ajunge niciodată la nivelul Irina Loghi. Da, nu, așa este. De, sunt copii și copii, foarte talentați, care pot să-și întreacă părinții, nu? Dacă și au acel... Așa, și pot care... Datoria noastră ca părinte să lăsăm copilul să încerce toate posibilitățile. Exact. Nu? Și la un moment dat se decantează ce e bun rămâne și ce nu se scurge prin sită. Da, 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 și eu am spus, bun, nepotism. Dacă ca profesor de muzică, nu pregătesc atâția alți copii, pe n-ar fi culmea să-l las pe al meu în coada Plutonului când chiar eu zic că are un pic de talent vorbe, așa. Pe urmă, din alt punct de vedere, vorbim. De la școala dumneavoastră, tot așa, de câteva ori am invitat, mi s-a spus nu categoric. Nu pe dumneavoastră, nu. Deci am invitat într-adevăr de la muzică ușoară. Sau am avut probleme, am avut discuții și atunci am încetat să mai invit de acolo. Și atunci, astea sunt răutățile. Cineva a trimis, nu știu, Daniela Bolău. Cu Daniela a fost singura cu care am mai colaborat. Că pentru că eu așa știu că mi-a spus că trimite. Da, da, că da, eu m-am dus, cred că nu știu cu cine am vorbit la telefon și ce, dar nu trimis. Zic, dar nu trimite. Și Daniela Bolău zice, pe doamna, adică eu am trimis. Da. Da. Pe urmă, sunt alte genuri de spectacole. De exemplu, în complexul comercial Magnolia, cei de acolo m-au rugat să mai facem niște spectacole din când în când. N-aveți voie să faceți publicitate firmelor? Scuze, n-am știut. Deci, scoateți bani. Da. Da, mă rog, se face publicitate, se știe că sunt spectacole organizate din diferite locuri. Acum, neimportant care. Am chemat copii. Profesorul îmi spune nu, că este organizat dumneavoastră. Am zis, faceți o mare greșeală. Dar de ce? Importantă cine organizează. Tocmai. Deci eu am chemat important toți copiii din Brașov. Important e ca și copilul ăla să fie în față, să aibă unde să se desfășoare. Să-l vadă publicul, nu? Să aibă, pentru că fără o experiență pe scenă, fără o rutină de scenă, degeaba ești tu foarte bun, ești în față, ai emoții, emoțiile pot fi și constructive și destructive, nu? Așa este, da. Și atunci, eu practic spun că am creat posibilități tuturor copiilor din județ. Chiar și cu acel festival. Este, de fapt, un spectacol maraton de 1 iunie. Am ajuns, iacă, la ediția 7-a. Anul viitor vom fi la ediția 7-a. Am chemat tot ce înseamnă copil talentat. Păi, dacă vin, bine, dacă nu, mai mult de atât, nu pot să fac. Deci dacă profesorii sunt cei care pun piedică propriilor lor copii, deci îi pregătesc, practic, nu înțeleg pentru ce. Îi pregătesc, dar nu vor să-i trimită că îl organizează Mirițescu. Păi dacă eu am prins chestia, am muncit să prind, pe cuvânt, vă jur. Da. Primii ani de spectacol maraton l-am făcut eu și cu soțul meu. Da, da. Cu instalat
instalația de sunet a lui cu munca mea. Are noroc, cu colegii, exact, de sunet, că mi-e să... cu colegii mei din catedra de muzică de pe la diferite școli și fără niciun ban m-am dus, uite, chiar m-am întâlnit zilele trecute cu domnul Nedevski, lucra pe atunci în Consiliu, în primărie. Așa, și dânsul a fost unul dintre cei care trebuie să, cei cărora trebuie să-i mulțumesc că m-a băgat în seamă și am stat zile în șir pe holurile alea să prind și eu pe cineva să înțeleagă ce vreau de fapt să fac. Era un spectacol pentru copii. Cred că asta nu-i sește mie, dar nici nu am timp acum, trebuie să-mi spună. Da, e foarte, de asta vă și spun că este foarte multă muncă și nimeni din afară nu știe de fapt cât tragem pentru un eveniment de genul ăsta. Și toți spun, e mult mai ușor să arunci cu piatra și să spui, iară asta. Păi, da, dar eu, cum să spun, n-am casă, n-am masă. Am făcut greșeala de a-l mai întreba, de a fi întrebat fiul meu de câte ori pe săptămână mă vede și cam ce și-ar dori el din punctul ăsta de vedere. Nu-l mai întrebăm. Neglijez foarte multe pentru a face lucrurile astea, dar îmi plac și sunt viața mea și sunt bucuria. Și aveți o satisfacție. Sigur. Asta este adevărul. În momentul în care eu am satisfacție, nu mai spuneți nimic. Păi, mai am loc? Singurul lucru că aș fi vrut să-l completez, apropo de eforturile care le-a făcut Claudia și pe care le-am făcut împreună, și până n-am încercat noi să facem chestia asta, n-a încercat nimeni. Deci am făcut niște chestii de care chiar suntem mândri, chestii care nu ne aparțin, nu le ducem acasă. Spectacolul de 1 iunie este o chestie benefică pentru toți copiii, pentru toți profesorilor, pentru că toți primesc niște diplome, totul se desfășoară într-un cadru organizat, pe fiecare îl ajută cu câte ceva chestia asta. Spectacolul care îl facem la 9 mai tot așa. Visul cel mare care a fost festivalul acesta național de muzică ușoară și care iată luna noiembrie va fi la a treia ediție. Tot așa, am luptat și a durat foarte mult până am reușit să obținem cadrul organizatoric, să obținem niște sume care să fie alocate și este un lucru despre care se vorbește în toată țara. De o lună de zile deja sună oameni din toată țara care au fost la Brașov, condițiile de organizare au fost foarte bune, nivelul de concurs, calitatea efectivă a concursului datorită jurului pe care l-am adus la fiecare ediție a fost deosebită și lumea vorbește despre acest festival mai mult decât la Reduta. Sigur, pentru că la Reduta, acum eu am observații. Reduta nu are acustică foarte bună. Bine, fiind vorba de cântat amplificat, atunci nu este așa problema. Problema este la Reduta în momentul în care vrei să faci un concert de muzică de cameră sau cu orchestră de cameră. Sau în momentul în care copiii sunt audiați la preselecție, apropo cu ce s-a întâmplat la Florințarea Bârsei. Da. Scena aceea, să pui copilul pe scenă, scena închide vocea, fără microfon, fără nimica. Deci acustica nu este bună la Reduta. Da, bine, n-a fost făcută, construită. Da, preselecția s-a făcut doar cu concurenții și cu juriu, deci nu a fost nevoie să se audă vocea și juriu fiind doar specialiști, deci chiar n-a fost problema. Este într-adevăr, deci la momente care ar necesita o acustică, cum ar fi, de exemplu, o piesă de teatru sau așa, este dificil. Este dificil, dar nu facem așa ceva. Da, n-am găsit posibilitatea de a merge în altă parte, pentru că știți dumneavoastră, în afară de Teatru Sica Alexandrescu, altceva nu avem în Brașov, iar Teatru Sica Alexandrescu, de câte ori m-am dus să-l cer, au fost intră în renovare, va intra, tocmai atunci va intra în renovare. El încă nu este în renovare, n-a fost nici anul trecut. Ba da, acum este. Acum este? Da. Nici nu știu că văd. Dar pentru genul acesta de eveniment, deci cum este concursul acesta național de muzică ușoară pentru copii da, și opera, cel de... s-ar putea folosi. E mult mai practic la Reduta. Da, e mult mai practic. La opera este dificil cu intratul pe scenă, cu grupurile care, pentru că noi mai avem și microrecitaluri între grupele de vârstă. Și sunt, de exemplu, grupuri de dans a câte 20-25 de copii. Și e greu. N-au cum. Scena. Deci am toate pentru genul ăsta de eveniment, la Reduta este foarte bine. Mai aveți acolo niște poze? Da, am niște poze. Am poze. Acum să vă spun și eu, din cauza... pregătisem aici o poză din cauza cărei doamne a muzicii populare românești m-am apucat eu în primul și în primul rând de muzică. Este dânsa și este Sava Negrean, pe care nu am în poză, din păcate, deși ne-am întâlnit de nenumărate ori. Da. Aici e... Așa. Mi-am pus ochelarii el alții. Nu-i Miora Velicu? Este Miora Velicu și este o altă doamnă pe care cu siguranță o știe toată lumea. Da. Este Matilda Pascal cu Jocărița. Aici e blondă acum. Pe care o avem invitată mâine la Hălchiu, la sărbătoare. Da.
Deci cine n-are mâine altceva de făcut, să vină la Hâlchiu. Deci, cele trei, ca să spun așa, au fost cele care m-au ascultat cântând, pentru că noi mai cântăm, se știe, peste tot nu este nicio rușine, nicio secret. Mai cântăm și la nunți, și la botezuri, și la chefuri, și la cine ne cheamă, cântăm peste tot. Că ne place, chiar ne face plăcere. Și s-a întâmplat să fim împreună la câteva din aceste evenimente, iar doamnele au zis, băi, dar de ce nu te apuci tu să cânți folclor? Pentru că nu știu dacă o fac bine, dacă... Și au zis, nu mai uite. Bun, și ăsta este motivul. Iar alt motiv, care cel de-al patrulea, este Petrișor Varga, pe care îl salut, care are o orchestră extraordinară și care, cu care în spate ai cânta o veșnicie. Eu cel puțin așa mă simt pe scenă. Deci sunt sigură, pentru că știu că sunt foarte buni și orice s-ar întâmpla, orice... Că știți că se întâmplă să mai ai câte o foaie blancă așa în creiera și să nu-ți meargă mintea și atunci face unul un, eu știu, acolo instrumental, o bucățică și extraordinar de bun sunt băieții și foarte bine mă simt, este în afară de trupa cu care cântăm, este altceva pe care pot să-l cânt live, pe care pot să-l cânt cum vreau, să fac ce vreau cu publicul din fața mea, este mare lucru. Publicul este extraordinar de impresionat atunci când îl lași și pe el să ia parte la actul tău muzical. Așa și este. Asta nu poți face, așa cum a spus noastră, cu playback, numai cu cântat live. Nu, eu nu sunt de acord cu playback. Da. Și aici am câteva poze cu colegi de-ai noștri, iarăși o poză cu care mă mândresc, este asta. Am fost invitați la un spectacol sau nici nu știu, ceva cu vânătorii la Predeal sau la Sinaia. Deci este odată cel mai mare taragotist al nostru, al românilor. Da, ne-am văzut. Și apoi, aici, în ultimul rând, marele cântăresc de muzică populară. Da. Asta este trupa cu care suntem noi actualmente împreună. Ce mai am? Gata? Da, soții Lupu și Cornelia Rednic, pentru că sunt... Da. Așa, și asta printre... A fost un spectacol la Sala Sporturilor. Iar asta este primul spectacol după ce am fost convinsă să cânt muzică populară. A fost un spectacol la Teatru Dramatic cu un costum popular închiriat. Da, împrumutat. Împrumutat. Redutare. Nu de la Reduta. Deci l-am împrumutat de la o domnișoară care a fost elevă la Școala Populară și este un costum autentic foarte, foarte vechi și frumos și am spus, te rog frumos, uite, eu n-am cu ce să ies pe scenă și vreau să cânt așa și atunci mi l-a împrumutat. Ce proiecte aveți? Că pe urmă să încheiem, că uite, timpul așa și la așa se trece și vreau să vă mai aud cântând. Ce proiecte aveți la centru? Foarte multe. Am dat un avânt mai mare, să spun așa, și activității de cercetare. O să scoatem un altas al bucătăriei tradiționale, făcut ca la carte, deci cu rețete culese de la oameni din gospodărie, nu din ce am mai auzit de pe aici, de pe acolo. Colectivul de cercetare a petrecut foarte, foarte multă vreme pe teren. Vin sărbătorile de iarnă, trebuie să organizăm din nou festivalul de colinde. Poate ne chemați și până la festival. O să-mi fac o deosebită plăcere, o să ținem legătura. Că fetele cântă foarte frumos și nu o să fiți dezamăgiți. Cred că singura problemă este o mică lipsă de comunicare. În rest, mai mult de atâta nu cred. Vine 1 decembrie și anul acesta se vor organiza niște manifestări deosebite pentru a cinsti cei 90 de ani de la Marea Unire, 200 de ani de la nașterea Mitropolitului Andrei Șaguna. S-a anunțat și în presă, va fi o manifestare de proporții la Brașov, se așteaptă prezența foarte mulți și preoți și foarte mulți pelerini care vor veni aici, vor fi aduse moaștele Sfântului Andrei pentru prima dată în Transilvania. Și așa mai departe. Deci este activitate... Sper să ne mai revedem. Cu siguranță. Sper că nu vă pare rău că ați venit la mine. A fost o bucurie mare să venim la dumneavoastră. Și eu mă bucur că ați acceptat, deși aveam rezerve. Dar de ce?
Păi știți, lumea era și vorbește și... Da, păi asta vă spuneam și eu. Asta vă spuneam și eu. Lăsați-i pe ei să vorbească și când vreți să știți ceva de la noi, întrebați-ne pe noi. Da. Asta e cel mai simplu. Vă mai spun și eu ceva să mă laud. Cântece și Jocuri din Ardeal este un DVD. Nu spun cine l-a făcut. Este un DVD scos aici la Brașov cu foarte mulți cântăreți și am și o onoare să fiu acolo pe așa și mă puteți vedea și pe YouTube. Copiii mei de la școală mi-au spus. Da. Că au apărut cele două cântecele de pe YouTube. Avem, am un videoclip care se numește La noi acasă. Am înțeles că astăzi nu se poate difuza, dar o să venim altă dată. Da, da. Așa. Trebuia de ieri să ne-l dați. Ca să n-am știut, eu nu-i nimic, data viitoare o să știu. Și să ne mai lăudăm și cu copilul, că până la urmă copiii sunt mândria noastră. Este videoclipul lui Nichi cu Sărbătoarea Învierii, deci ăsta o să-l vedeți în perioada de Paști. Deși era încă micuț și cred și cu părul mai lunguț, noi îl păstrăm ca pe o comară și sperăm anul ăsta să facem altceva. Eu vă mulțumesc, vreau să încheiem cu dumneavoastră. Mulțumesc cântând. Și eu tare mult. Vă mulțumesc din suflet că cred că erați și astăzi ocupați și că v-ați alocat două ore emisiunii noastre și sper să ne mai revedem și cu alte ocazii. O să vă rog să vă pregătiți. Le mulțumesc și telespectatorilor că au fost și astăzi alături de noi și ne vom revedea mâine la emisiunea de muzică populară. La revedere! Yeah.